voi o poveste mică, mică de tot. Din ce să rup povestea asta pentru voi și de unde să o cer? O poveste e ca o jucărie. V-am făcut o jucărie cu gândul. E o poveste mică, scrisă fără slogan. De fapt, povestea a ieșit din colaborarea tuturor. Doi copii, o mamă și un om. Viața e ca o jucărie și toate sunt făcute numai pentru joacă. Nici o jucărie nu e mai frumoasă ca jucăria de vorbe. Copiii, ca și oamenii mari, sunt mai simțitori la vorbe decât la fapte, plăcându-le mai mult decât faptele făcute, faptele povestite. Viața e ca o jucărie. Viața e ca o jucărie și toate sunt făcute numai pentru joacă. Noi știm cel mai bine asta de la tătuțe, care se joacă toată noaptea cu condei și o bucată de hârtie și toată ziua se joacă de-a fuga cântând după caii verzi. Tătuțule, ne arăți și nouă un cal verde? Sigur că vă arăt. Numai să nu-mi cereți de tot, pentru că nu vedeți. Atât mi-a mai rămas și mie. Dacă toate sunt făcute pentru joacă, păi pentru ce suntem făcuți? Fanuțule, câte degete ai tu la o mână? 1, 3, 5, 6, 9! Dacă vrei tu, Baruțule, bine. Și să știi că la urma urmei, 8 cu 5, 22 cu 3, e la fel. Ce folos să știi să nume când o să te faci mare, 1000 de prune. Tu n-ai să poți mânca mai mult de 9. Crezi că tătuțul te face pe cupeți? Tătuțul vrea să se răzbune pe societate, pe stat și o să te facă, Baruțule, Lene, asta e meseria ta. Ți-am ales-o de pe acum și ai să vezi ce bine ajunge. Dar asta ce e? Dar asta... Tot ce vedeți voi aici, de către mama s-a făcut. Mama? Da, de către mama. La început era mama. Nimic împrejurul ei nu era, decât casa și bătătura. Nu erau rațe, pisici și jucării, nici căței nu erau și pe toate le-a făcut mama. Și pe mine tot mama m-a făcut? Sigur că da. Și cum m-a făcut? Pe tine, mițule, mama te-a făcut din cocă și nuci. A luat o pungă de făină, o cană cu lapte, 5 amușuri de ouă, bătute și 5 gălbenușuri, și l-a frământat bine. Ei, la mițul a pus și vanilie. Și zahăr mult, cernut printr-o sită. Când a fost gata, mama a scos-o din copaie și întinzând-o pe scândura presărată cu făină, i-a tras brațele și picioarele, i-a prins încheieturile, una câte una citindu-le, câte o rugăciune. Și le-a pus deasupra câte o unghie tăiată cu foarfeca din margini de sos de argintit de crat. Și ochii? Ei, pentru ochii a fost mai greu. Căci întâi mama a luat 2 boabe de piper. Apoi 2 măsline. 2 migdale cu o crăpătură albă. Niciuna nu se nimerise. Atunci a trebuit o piuă și o alifie. În piuă, mama și-a sfârmat cerceii și un inel. Până i-a prefăcut într-un praf arzător și plămădind pulberea scânteietoare, i-a dat căutătura ei de azi. În sfârșit, mama a pus un cuptor pentru pâine, de unde a scos-o așa cum se vede. Frumoasă, subțire și zveltă. Dar pe mine cum a făcut mama? Pe tine, Baruțule, nu te-a făcut mama deloc.